învins întunericul. Acum au de învins un alt pericol. Tăcere absolută și pentru asta au mare nevoie de noi. De la inimă la inimă. Un reportaj tulburător de Laura Bădrăgan și Dan Climescu. Ne-am cunoscut la școală. Eram la Comarnic și m-a sunat un coleg dacă vreau să-i dau numărul lui Bogdan ca să mă sune. Și eu am fost de acord ca să mă sune și m-a sunat mami prima dată și după aceea seara m-a sunat el. M-a întrebat dacă vrem să fim împreună și am zis că da. E povestirea adevărată. Sunt atât de frumoși când dansează. Laura n-a văzut niciodată. Așa s-a născut. Bogdan însă și-a pierdut vederea când era copil, din cauza unei boli. Cum îl vezi tu pe Bogdan? Vă salvând, are un suflet bun. Are o fire caldă. Cum ai văzut-o tu pe Laura? Nu e nici la băda nici. Să zici că arată cum sunt unele până ziua de azi. Sunt unele la vârsta ei, am întâlnit cazuri de-astea care arătau, deci, gras. Deci arată bine. Da. Timp de un an la telefon. Ne-am cunoscut la școală, la Vatra Luminoasă. Da, dar după ce... Deci, și ea, m-am retras 2 ani. Eu am rămas până în 4 ani de zile pe ea, am retras-o după aceea de la școală. Legătura nu mai am putut să iau pe ea, cu ea, pentru că de un an nu aveam număr de telefon al ei și în primul rând, după aceea, părinții s-au despărțit și s-a mutat la Comandic. Am sunat la poliție prima dată și poliția mi-a zis că nu poate să facă treaba asta, să o găsească, pentru că sunt, ea fiind la Comandic, sunt foarte multe sate și sunt împrăștiate pe munte. Și până la urmă, am făcut de numărul ei de telefon, dar foarte greu. Tu iubești pe Bogdan? Da, foarte mult. Tu, Bogdan, îl iubești pe Laura? Dacă nu o iubeam, nu m-aș mai și căsători cu ea. Adică sunt cupluri care se căsătoresc din interes, dar sunt și cupluri care se căsătoresc din dragoste. Am fost la magazin de am luat verighetele. Și după amiază a venit doi preoți de ne-a logodit. V-ați gândit vreodată că acum, după ce v-ați căsătorit, să aveți și un copil? Da. Și ce ți-ai dorit, să ai o fată, un băiat? Ce vrea Dumnezeu, dar... Nu contează. Ce va rândui Dumnezeu. Fie că e fată, fie că este băiat, Să fie sănătos, pentru că mulți copii în ziua de azi se nasc cu malformații congenitale. Este foarte greu să nu vezi. Numai cel care trăiește cu tine în casă își dă seama cât este de greu. Numai eu știu cât... sau familia mea știe cât de greu este când Bogdan încearcă să ajungă undeva și se lovește cu capul de o ușă, de orice altceva. Sunt poate câțiva ani de zile care i-am petrecut numai pe drum, alergând de la o clinică la alta, ajungând chiar și în Uniunea Sovietică, ca Bogdan să vadă. Am depistat că are și acuitatea auditivă diminuată și de atunci am tot
încercat să-i păstrăm măcar auzul pe care îl are. Singura lui șansă este să poarte proteze auditive, care de la an la an sunt mai performante, costă foarte mulți bani, 96 de milioane. Deci e o sumă destul de mare pentru familia noastră, oricât aș încerca sau am încercat noi să strângem în situația în care ei sunt doi nevăzători. Renunțăm într-adevăr la foarte multe, deci pot spune că în casa noastră nu există lapte în fiecare zi, nu există un iaurt, nu există fructe, dar mâncarea de bază o avem. Aș vrea să spun tuturor că trebuie să mulțumească întâi Domnului pentru că existăm, pentru că în fiecare zi ne ridicăm din pat, pentru că putem merge, pentru că putem avea cele 6 simțuri pe care Dumnezeu ni le-a dat, cărora, la care sau unor persoane le lipsește, în speță cum sunt copiii mei. De câte ori iubit-o de noi, mi-aduc aminte ochianul cel de gheață mi-apare înainte. Când tu te pierzi în zarea eternei dimineți. Acum doi copii, o fetiță și un băiețel care plătesc mult prea scump păcate care nu sunt ale lor. Cresc fără părinți.